Salut lume, aici Skynet și v-am găsit la episodul 24 din Minecraft Survival. Ai. Și continuăm cu etajul 2, posibil, etajul 2, nu știu, vedem. Și nu am mâncare deloc și astea nu-mi dau mai mult de o săbânță. Ah, uite că asta e mai corectă. Ultimul grâu a fost mai corect. Bun. N-am făcut nimic de data trecută, așa că o să trească să mâncăm și să ne apucăm o dată. Ia să vedem. Aici n-am primit idei pentru balcon sau ceva, așa că o să trească să fac eu ceva. Între timp, hai să facem etajul al doilea, podeaua, adică. Am zis că strâng cobblestone off camera. Mai avea aici și piatră, dar nu cred că o să ne ajungă. Bă, ce? Lol. Așa. Etajul 2 tot așa o să fie ca etajul 1, deci nu o să fie nicio diferență. Hai să vedem dacă reușim să punem ceva de genul ăsta. Da, să văd mai întâi așa, dacă iese. Am nevoie un pic mai sus. Așa. Și așa. Și cred că încă una și e destul. Ia să vedem. Așa e ok. Asta o să fie etajul 2. Fuck. După cum știți, n-am mai pus, nu mai pun Assassin's Creed, pentru că se pare că plec niște erori de filmare, ba ecranul negru, ba problema cu audio, nu știu ce. Și sincer chiar n-am chef să tot refilmez sau să re-randez, dacă există cuvântul ăsta. Re-randez. Inventăm cuvinte, frate, ce? Care-i problema? Și chiar n-am chef, deci deja mă enervează. Așa că, cu părere de rău, vă anunț că asta e seria de Assassin's Creed, se încheie, deci, da. În schimb, m-am gândit să fac niște custom map-uri în Minecraft pentru a locui Assassin's Creed-ul, pentru că văd că Minecraft-ul este cu mult mai apreciat decât Assassin's Creed-ul și... Da, de ce nu? Până la urmă... Asta e. Sau, ori asta, ori aș putea să fac și eu, nu știu, o serie, să aștept până apare Mirror's Edge 2, parcă, sau a apărut deja, nu sunt sigur. Mă rog. Sau aș putea face o serie... Nu. Nu, ceva din Minecraft. Vreau să zic să facă serie cu Assassin's Creed Liberation, să o încep. Dar o să bănuiesc că o să meargă cam la fel. Deci, nu merită. Da. Să trească să... De fapt, podeaua o lăsăm așa. De ce? Bun, luăm un târnăcop și mergem să... După niște cobblestone. Da. Avem deja... Oh, God. Avem deja târnăcov și am mai făcut unul. Da. Sunt deștept. Sunt veri deștept. Mă uimesc și pe mine. Luăm că vă stau de aici, că oricum nu mai facem nimic aici. Nu mă simt deloc bine. Și m-am trezit mai devreme astăzi, e și vacanță. Mm.
Interesant. Mă sperie floarea aia deja. Am uitat să fac asta off camera, că... Plătiți tot atât pentru voi cât și pentru mine. Da. Da. Parcă văd... văd că la colegul meu, Darkness, i-a dat deja câteva dislike-uri. Acum, na, e și el la început, nu știe cum să... Da. Să randeze. Sincer, nici eu nu le prea am cu randările. De asta am și încheiat seria, de asta s-a inscris. M-am enervat la cum se randează, nu de alta. Pentru că am zis probleme de editări. Render de video, etc. Ba era sunetul mai în față decât video, ba mai în spate, ba nu se vedea nimic, se vedea negru ecranul. Și am zis, da, naiba că nu mai am chef să refilmez sau ceva, pentru că filmez, dar dacă nu știu, nu vedeți un pic din poveste deja, unii ziceți că nu știu ce, nu știu ce, ați mai făcut off-camera, ai, îți dau dislike, nu știu ce. Ok, frate, asta e. Am ce face. Și m-am gândit să continui cu Minecraft-ul, că Minecraft-ul e totuși jocul care toată lumea joacă, la care ai multe views și like-uri. Faci mai mulți abonați din Minecraft decât din jocuri random. Uite-l pe Bobo. No, nu zic că am probleme cu el, nu am nimic cu Bobo. Chiar îmi place ce face și mă uit la live-urile lui. Zic doar că Minecraft-ul este mai vizionat decât jocurile random. Adică se uită mai multă lume la Minecraft decât la, să zicem, Assassin's Creed sau... Nu știu, Spider-Man sau Edge of Time, nu știu cum se numește, nu știu. Nu le-am cu jocurile astea așa. Și na, de ce nu? Dacă Minecraft-ul e cel mai vizionat, sper să-mi cumpăr și Minecraft-ul cât de curând, am și eu cont premium. Că n-am. V-am zis, ăsta e un truc cu capa Optifine. Hai să punem la făcut ăsta. Și nu mai am nici... A, bă, dar mai am aici. Bun. Mai strângem un pic din fermă. Deși suntem la înălțime aici, pe insula asta, în aer, tot vin zomba lui o grămadă și... toate tâmpenile. Bun. Trebuie să așteptăm până se face cobblestone-ul. Între timp, trebuie să mai termin și copaci, că nu prea mai avem lemn, rămânem fără. Dar nu tau de aici, asta e, asta am pus special aici să fie. Da. O să mai luăm și cam asta. Ce-am căscat acum? M-a apucat căscatul așa dintr-o dată. Da. Hai mai facem rândul, mai dăm jos rândul ăsta de cover, de stone, adică și începem și noi să facem etaj 2.
că nu, adică nu că nu l-am început, dar... Dacă l-am început, să-l și terminăm. Ce-mi place capa asta. Nu am ales o capă, ci e și e ce... desenată pe aceea, știu ce, nu... Asta e la Optifine, e faină. Că pot să aleg... să personalizez capa dacă vreau, dar... Na. Așa... Niște cău... Și dă-i tată, dă-i să fie. Aici mai trebuie. Și aici s-a făcut, și aici... Bun. Oh, the fuck. Bun. Pe server-uri nu se spamează nimic, bănuiesc, deci... Sincer, nu știu dacă să cumpăr DayZ sau să cumpăr Minecraft, așa că... Adică, na, sunt cam la aceleași prețuri, dar văd că DayZ este... Holy shit. Oh! Te-ai spawnat fix pe bucata aia de lemn, ha? Grijanie. Încă trăiește? The fuck? Și eu mor imediat aici. Scopul, scuze mijloacele. Da. Nu pot să iau săgeata. Nu. Știu că ăsta e un episod nițel cam plictisitor. Adică n-a... construit, dar... Cam fiecare episod de Minecraft e mai plictisitor așa. Cel puțin până mă acomodez și eu. Cam am început YouTube-ul nu de mult. Ce... Bă! Nu știu unde se spunează ăștia. Dar mă cam enervează. Ok. De când zombalei și, mă rog, monștrii se spunează în general pe slab-uri? Hm? Spuneți-mi și mie. Sau în versiunea asta nouă se spunează? Really? Vine și soarele, mult așteptat. Parcă mai e scheletul ăla aici, nu? S-au murit? Foarte ciudat. Mă rog. Ciudat. Trebuie reparată ușa. Bun. Mai punem slăburile astea. Așa. Cam
cred că aici nu stăm așa, că de altfel n-ai cum să urci. Încă n-am prins răspuns dacă să înlocuiesc scara cu liftul ăla de apă. Nu uitați să spuneți în comentarii. Bun. Hai că opresc și eu aici. Da, deci asta a fost tot. Știu că iarăși un videoclip așa mai scurt, nu l-am făcut 20 de minute, ce știu ce. Dar nu sunt APM în ultima vreme. Mă rog, săptămânile astea, deși vacanță, ar trebui să mă simt bine, să mă distrez, dar... Ok, asta a fost tot, iarăși nu uitați să dați like, subscribe și coment, am fost Skynet, mulțumesc pentru atenția acurată și vedem data viitoare, la revedere, bye bye!